Prietenia cu lumea, am intitulat acest paragraf pe care îl studiem în seara aceasta și haide să citim textul acesta biblic pe care o să-l studiem. De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți, ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați, vă certați și vă luptați și nu aveți pentru că nu cereți. Sau cereți și nu căpătați pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Suflete preacurvare, nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru sine. Dar în schimb ne dă un har și mai mare. De aceea zice Scriptura, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu și el se va apropia de voi. Curățați-vă mâinile păcătoșilor, curățați-vă inima, oameni cu inima împărțită. Simțiți-vă ticăloșia, tânguiți-vă și plângeți, râsul vostru să se prefacă în tânguire și bucuria voastră în întristare. Smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța. Amin. Amin. Mulțumim mult. Deci acesta este textul biblic din Epistola Sfântului Iacov pe care îl studiem în seara aceasta. Prietenia cu lumea este titlul. Și dacă am înțeles bine acest text biblic, vorbim despre cauze ale prieteniei cu lumea, despre ceva avertismente vis-a-vis de subiectul acesta în partea de mijloc a textului și soluții în partea finală a textului. Și așa cum bănuiesc că ați văzut în mesajul pe care vi l-am scris în seara aceasta, ne bucurăm să-l avem pe Ionuț cu noi, Ionuț Ciupe de la Florești, care o să ne zică ce Dumnezeu i-a pus pe inimă legat de subiectul acesta. Până să-i cedăm microfonul lui Ionuț însă, aș vrea să spargem gheața, aș vrea să ne rugăm, să avem un timp de introducere în această seară de studiu biblic. Și aș vrea să vă rog să definim pentru început acest titlu de studiu biblic. Spuneți-mi ce înseamnă prietenie, poate avem și microfoane prin sală și neapărat vă rog să vorbiți la microfon ca să ne audă și cei din online. Spuneți-mi ce înseamnă prietenie și spuneți-mi ce înseamnă lumea. Aș vrea să explicăm titlul ca să fim bineînțeleși și apoi să mergem mai departe. Ce este prietenia? Atunci când doi sau mai mulți oameni își petrec timp împreună, discută, împart idei. Foarte frumos. Prietenia se întâmplă atunci când doi sau mai mulți oameni petrec timp împreună, împărtășesc. Aș adăuga eu, nu? Orice și tot felul de resurse. Ce ar mai fi de adăugat? Prietenia este ceva la care te poate obliga cineva? Sau nu? Ana zice că nu, așa dă din cap că nu. Poate fi și condiționată. Poate fi, zi Andrei, și? Poate fi și condiționată de anumite interese. Mai este prietenie când e ceva condiționat de anumite interese? Cred că e o relație mai mult. E mai degrabă o relație. Noi zicem că e prietenie, suntem prieteni până trecem podul, dar de fapt avem niște interese și tu și eu, fie că e vorba de eu și diavolul, fie că e vorba de alții, vorba românului. Bun. Dar prietenia e condiționată. N-aș vrea să lungim foarte mult momentul ăsta de început. Prietenia e foarte condiționată. Vreau să vă întreb câți prieteni din Zimbabwe aveți? Deci primul factor care condiționează o prietenie interumană, deci cu altcineva, cu o altă persoană, mă depărtez un pic de titlu, e chiar cadrul geografic în care trăiești. Da? Nu o să poți fi prieten decât cu cei împreună cu care trăiești, în același cadru geografic. Acum, cu Zoom, platforme, social media și așa mai departe, deja se deschid alte perspective, într-adevăr, work and travel și așa mai departe, dar, în general, totuși ești condiționat, nu? Geografic. După aceea, spuneți-mi cu câți vorbitori de limba chineză suntem prieteni? Sau cu câți ucrainieni care vin în România suntem prieteni?
am vrea să fim, nu? Dar n-ai cum că nu vorbești aceeași limbă. Și așa mai departe. Deci, foarte bine zice Andrei, prietenia este condiționată de o grămadă de factori, prietenia interumană, deci între persoane. În titlul nostru însă nu e vorba despre o prietenie, sau e vorba despre o prietenie cu niște persoane, sau e vorba despre o prietenie la figurat, deci nu la propriu. Până acum am vorbit despre prietenie la propriu, sunt prieten cu tine, ca persoană. Aici mai degrabă, dați-mi voie să duc discuția mai departe, e vorba de o prietenie la figurat, adică cu ce înseamnă lumea. Sintagma apare în textul Sfântului Iacov, prietenia cu lumea, ce este lumea? E o categorie de oameni? Poate fi o categorie de oameni, care ce? Lumea ca și concept biblic. Zine, Becky. Din ce știu eu, lumea ca concept biblic sunt cei care nu sunt cumva sub mâna lui Dumnezeu, adică cei care nu îl cunosc pe Dumnezeu. Practic, lumea e un sistem de valori. Exact cum zici capitalism și comunism. Două sisteme de valori. Da. Exact așa spui lumea și împărăția lui Dumnezeu, în limbaj biblic. Bun, aș vrea să încheiem partea asta de început a explicării titlului. Deci, prietenia cu lumea. Cât de prieten pot să fiu ca și creștin cu sistemul de valori al acestei lumi, acestui secol? Da? Auzim tot mai mult de secularizare. Despre asta vorbim într-un sens. Da? Adică ce înseamnă secularizare? Înseamnă intrarea lumii, seculum, da? Limba latină, intrarea lumii în biserică, în creștinism. Un alt sistem de valori. Acesta este sistemul de valori al lui Dumnezeu, Biblia. Și există un alt sistem de valori care spune altceva, da? Și cu care eu pot să fiu prieten sau pot să nu fiu prieten sau prietenă. Deci despre subiectul acesta vorbim în această seară. Eu ca și creștin pot să fiu prieten sau ce se întâmplă dacă sunt prieten mai degrabă, da? Cu lumea, cu acest sistem de valori care este opusul lui Dumnezeu. Atenție, nu vorbim aici, când zicem lume, într-adevăr vorbim despre o categorie de persoane care împărtășesc acel sistem de valori, dar noi suntem prieteni cu oricine, în sensul în care dorim binele oricui. În sensul în care și un homosexual, dacă cade într-un canal, da, undeva pe drum și îl văd și pot să-l ajut, îl ajut, chiar că dacă-s cel mai extremist creștin, așa ar trebui să o fac. Da. Dacă, nu știu, Vladimir Putin ar cădea în canalul Mori, de aici, de la noi din Cluj, da, și aș avea ocazia să-l scot de acolo, ar trebui să-l scot. Mă înțelegeți? Deci nu-i vorba despre ură față de oameni. Nu-i vorba despre a refuza prietenia în cel mai bazal sens, da, cu oameni. Nu, nici nu vreau, nici o bucată de pâine nu-ți dau, nici un pahar de apă rece. Creștinul n-are voie să facă așa ceva. Creștinul eminamente se definește prin dragoste. Creștinul iubește. Dumnezeu așa a iubit lumea, că a dat pe Fiul Lui și știți versetul, da? Ei, eu iubesc ca și creștin, n-am voie să urăsc niciodată pe nimeni. Nici un vrăjitor, nu știu ce vreți voi, ce exemplu, dar n-am voie să urăsc pe nimeni. Da? Nici pe diavolul n-am voie să-l urăsc. Deci aici intrăm într-un subiect interesant. Da? Dacă, în fine, mai poate fi mântuit, îl mai putem ajuta sau nu. Dar, dincolo de asta, eu nu sunt prieten cu sistemul de valori a celor din jurul meu care se opun lui Dumnezeu. Și mă întorc la structură, dar care sunt cauzele prieteniei mele cu acest sistem de valori? Ce avertisment îmi zice Sfântul Iacov dacă sunt prieten cu acest sistem de valori? Și ce soluții propune Sfântul Iacov dacă sunt prieten cu sistemul de valori care se numește lume? Haideți să mergem un pic mai departe și am zis că în fiecare, într-un început de studiu biblic, o să am o scurtă meditație. Două versete pe care le știți, le-ați mai auzit și întrebarea fundamentală de ce studiem Biblia. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună, zice Sfântul Pavel în epistola a doua către Timotei, fiul lui duhovnicesc. De ce studiem Biblia? Pentru că în Biblie, în cartea aceasta lui Dumnezeu, în acest sistem de valori al lui Dumnezeu transpus pe hârtie, transpus în concepte, în principii pe care noi să le înțelegem, să le aplicăm în viața noastră, aici găsim ce anume învățătură, mustrare, îndreptare, da? Înțelepciune, pentru ca să fim desăvârșiți și cu totul destoinici pentru orice lucrare bună. Cu alte cuvinte, dacă îmi lipsește ceva
ca să fac totul așa cum vrea Dumnezeu, îmi lipsește cunoașterea cuvântului Lui. Și viceversa afirmației, voi putea să fac totul așa cum vrea Dumnezeu, dacă voi cunoaște cuvântul Lui. Nu știu dacă ne place să fim mustrați, de exemplu. Nu știu dacă ne place să ni se spună, n-ai făcut bine un anumit lucru. Dar cred că avem nevoie în viață să ni se spună și asta, și Biblia ne-o spune. Nu știu dacă simțim că ne lipsește câteodată înțelepciunea de a face anumite lucruri. Întotdeauna Dumnezeu în cuvântul Lui ne va învăța cum să facem lucrurile. Și așa mai departe. Și de aceea studiem cuvântul Lui Dumnezeu. Și de aceea studiem Biblia. Doar o scurtă meditație la început de studiu biblic. Vorbim în seara aceasta, deci, despre prietenia cu lumea, o nouă lecție. Nu știu dacă va fi o mustrare în seara aceasta pentru mine, pentru alții. Nu știu dacă va fi mai mult înțelepciune, învățătură din partea Lui Dumnezeu. Nu știu ce va fi în seara asta. Vom vedea ce Dumnezeu i-a pus pe inimă la Ionuț. Dar cu siguranță Dumnezeu ne va vorbi pe subiectul acesta. Aș vrea să spargem gheața și după aceea să ne rugăm și, așa cum v-am obișnuit, prima întrebare este destul de facilă, cum te cheamă? A doua întrebare, cum crezi că putem învinge dorința de a fi prieteni cu lumea și să rămânem prieteni cu Dumnezeu? Și aici, în întrebarea asta, deja plecăm de la o premisă că nu e ok să fii prieten cu lumea, nu e ok să fii prieten cu acest sistem de valori care se opune lui Dumnezeu. Considerăm că asta e o afirmație demonstrată din punct de vedere al nostru ca și creștini, dar plecând de la afirmația aceasta vreau să vă întreb, cum crezi că putem învinge dorința de a fi prieteni cu lumea, cu acest sistem de valori care se opune lui Dumnezeu și să rămânem prieteni cu Dumnezeu? Deci eu cred că dorința de a fi prieten cu lumea vine din cauza unei lipse. Adică dacă vrei să fii prieten cu cineva, mă gândesc că ai o lipsă și automat nu ai prieteni care sunt prieteni cu Dumnezeu. Și cred că dorința asta o putem învinge, creindu-ne în primul rând prieteni care au o legătură cu Dumnezeu. La asta m-am gândit eu. Foarte frumos. Spune-mi cu cine te însoțești ca să spun cine ești. Da. Cristi, tu ești de acord? Da. Exact la asta mă gândeam și eu, că ca să fii cât mai aproape de... ca să evii să stai cu oameni care nu au o legătură cu Dumnezeu, evident trebuie să stai cu oameni care au o legătură cu El. Și nu ne putem feri de oamenii care... sau de colegii de la facultate care, evident, unii nu au o legătură cu Dumnezeu și prin felul prin care noi participăm la studii biblice, la serii de tineret, la toate lucrurile de genul ăsta. Și nici nu vrem să ne ferim de cei din jurul nostru? Nu, vrem să fim o lumină printre ei. Ce vrem să fim ei? O lumină, foarte bine. Eu mă gândeam la conjunctura în care nu ai cu cine să fii prieten. Dacă ești într-o țară străină, acolo ai crescut, nu ai o adunare sau așa mai departe, cum poți să învingi dorința asta de a fi prieten apropiat cu cineva din lume și totuși să rămâi prieten cu Dumnezeu, adică El să fie prietenul tău? Eu, în acel puțin, am descoperit cum să-mi înving dorința asta atunci când am conștientizat cât de mult rău îmi face, cât de mult sunt influențată de oamenii care au anumite comportamente și n-am mai vrut să le adopt și eu. Și atunci m-am depărtat. Să ne înțelegem, când e vorba despre a merge la, o seară de beție, când e vorba despre a merge să fumăm nu știu ce, aici vorbim despre prietenia cu lumea și exact cum zici tu, Lori, trebuie să înțelegem unde ne duce comportamentul respectiv și atunci bătălia se dă la nivelul minții și eu știu că nu e ok și refuz acel comportament. Dar din nou, și trebuie să subliniem de 100 și de 1000 de ori dacă trebuie, lângă acea persoană vrem să fim o lumină, cum zicea Cristi. Vrem să-i spunem că n-are sens să trăiască în felul acesta, vrem să stăm alături de persoana aceea, vrem să fim un ajutor pentru persoana aceea, atât cât putem. Dar vorba ta, suntem atenți să nu o luăm și noi pe căile lumii. Becky, te rugăm. Eu voiam să completez ce a spus Lori, dacă ea zicea că a conștientizat cât de rău îi fac persoanele astea, eu voiam să zic că
cumva trebuie să fim conștienți de cât de bine ne fac persoanele care sunt aproape de Domnul și cele care sunt în contextul lui Dumnezeu. Pentru mine cumva asta e cel puțin gândul care mă face să zic la un moment dat, ok, e prea mult în direcția asta și uite că pierd o binecuvântare aia, uite că pierd curăția aia pe care o simt sau, nu știu, conștiința la finalul serii îmi zice ceva și atunci prefer binele pe care știu că mi-l dă și sentimentul pe care știu că mi-l dă atunci când stau în contextul lui Dumnezeu. Mulțumim! Foarte adevărat! Dacă nu mai sunt alte păreri, continuăm să vorbim despre prietenia cu lumea în seara aceasta, să vedem ce spune Sfântul Iacov. Nu uitați, Sfântul Iacov sumarizează ce spune Iisus, învățătura lui Iisus. Și înainte să facem lucrul acesta, aș vrea să avem un timp de rugăciune. Ne împărțim pe grupe și aș vrea să formăm, cred că vreo poate 5 grupe, nu? Cred că suntem de 5 grupe. O să numărăm și o să fim fiecare în câte o grupă. Nu e obligatoriu să ne rugăm decât cei care dorim. Vrem în felul ăsta să încurajăm un pic și interacțiunea între noi, să mai povestim unii cu alții cum a fost săptămâna aceasta. Luați-vă un pic de timp, nu foarte mult, un minut, două, și să povestim puțin și apoi să ne rugăm unii pentru alții. Poate avem un motiv personal de rugăciune pe care vrem să-l zicem în acea grupă. Studiem așadar în seara aceasta tema prietenia cu lumea. Suntem în Epistola Sobornicească a Sfântului Iacov, capitolul 4, de la versetul 1 la versetul 10. Și mai ales pentru cei care au intrat mai târziu pe acest link, pe internet, haideți să mai citim încă o dată acest text biblic. Deci, Epistola Sfântului Iacov, capitolul 4, de la versetul 1 începând. De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți, ucideți, pismuiți și nu izbudiți să căpătați, vă certați și vă luptați și nu aveți pentru că nu cereți, sau cereți și nu căpătați pentru că cereți rău cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Suflete prea curvare, nu știți că prietenia lumii este vrășmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru sine, dar în schimb ne dă un har și mai mare. De aceea zice Scriptura, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi, apropiați-vă de Dumnezeu și el se va apropia de voi, curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima, oameni cu inima împărțită, simțiți-vă ticăloșia, tânguiți-vă și plângeți, râsul vostru să se prefacă în tânguire și bucuria voastră în întristare. Smeriți-vă înaintea Domnului și el vă va înălța. Amin. Cum studiem Sfânta Scriptură, deja ne-am obișnuit cu cei patru pași, citim textul biblic, îl observăm, îl interpretăm și îl aplicăm. Partea de citire și de observare a textului, cred că am parcurs-o fiecare acasă, coșturul fișe de studiu biblic pe care am primit-o și știm despre ce este vorba. Astăzi mergem cu partea de interpretare și aplicare împreună cu Ionuț în câteva momente. Cum înțelegem textul acesta cu alte cuvinte și cum îl aplicăm în viața noastră? Sau ce ar trebui să aplicăm de aici, din acest text biblic în viața noastră, dacă l-am înțeles? Sigur, nu înainte să ne rugăm și să spunem, Doamne, ajută-ne să învățăm, să înțelegem cuvântul Tău și vom încheia rugându-ne ca Dumnezeu să ne dea putere să împlinim ceea ce învățăm. O scurtă recapitulare, suntem într-o epistolă foarte practică. Sfântul Iacov este episcopul bisericii din Ierusalim, primul episcop, este rudă cu Mântuitorul Iisus Hristos, este cel care conduce prima biserică, cea din Ierusalim, și epistola lui foarte probabil este prima scriere sau printre primele scriere ale Noului Testament, cu siguranță. O epistolă practică care vorbește despre situații practice pe care le întâlnim în viața de credință ca și creștini. Capitolul 1 l-am intitulat Perspectiva corectă asupra și în acest capitol Sfântul Iacov alege să vorbească despre perspectiva corectă asupra încercărilor prin care trecem ca și creștini, despre perspectiva corectă asupra înțelepciunii de care avem nevoie ca să trecem prin aceste încercări, așa cum vrea Dumnezeu,
despre perspectiva corectă asupra sărăciei și bogăției sau statutul social, care este poate cea mai comună încercare prin care trecem și în calitate de creștini, perspectiva corectă asupra ispitei, care este un tip particular de încercare, ceva ce nu vine de la Dumnezeu ca să ne crească, să ne înalțe spiritual, ci ceva care să ne dărâme, ceva din firea noastră pământească și în spatele ei de la diavolul. Și perspectiva corectă asupra ascultării și împlinirii voii lui Dumnezeu în relație cu toate acestea. În capitolul 2, Sfântul Iacov ne-a învățat despre manifestarea credinței. Și am împărțit capitolul 2, vă amintiți, în două mari părți, cum ne manifestăm credința în relații prin imparțialitate. Cu alte cuvinte, ar trebui să ne tratăm la fel unii pe alții, indiferent dacă unul este mai sus din punct de vedere social, altul este mai jos. Și nu repet ce am discutat atunci, doar atât amintesc. Și pe de altă parte, trebuie să ne manifestăm credința creștină prin fapte, nu doar prin vorbe, nu doar prin convingeri la nivelul minții, ci prin fapte, purtându-ne de grijă unii altora și așa mai departe, cum am învățat când am studiat textul acesta biblic. În capitolul 3 am vorbit despre manifestarea învățătorilor și noi toți suntem un fel de învățători. Nu doar unii, nu doar eu care stau aici în față, și voi sunteți învățători, fiecare suntem într-un fel învățători prin ceea ce scriem pe WhatsApp, pe Facebook, dacă vreți, suntem un fel de influenceri, fiecare în cercul nostru, da? Și am învățat în prima parte a capitolului 3 lecția stăpânirii vorbirii și Sfântul Iacov, vă amintiți, ne-a învățat să ne stăpânim vorbirea ca și învățători. În primul rând, pentru că dacă știm să o stăpânim, suntem pe calea către rai. Dacă nu ne-o stăpânim, flăcări din iad ne vor aprinde viața, pentru că problema stăpânirii vorbirii noastre este nerezolvabilă până la sfârșitul vieții. Orice fiară, orice animal se poate îmblânzi, zice Sfântul Iacov, dar limba niciun om nu poate îmblânzi. Și în al patrulea rând, pentru că Dumnezeu nu vrea să fie și așa și așa Mihai, îmi spune mie Dumnezeu prin Sfântul Iacov. Dumnezeu vrea să fiu doar într-un fel. Și mi-e greu, și tuturor ne-e greu. Dar Sfântul Iacov ne-a învățat să ne stăpânim vorbirea în prima parte a capitolului 3. Iar în a doua parte a capitolului 3, Sfântul Iacov, și asta am discutat data trecută, ne-a învățat despre faptul că și în spatele unei vorbiri stăpânite și în spatele unei vorbiri nestăpânite stă o înțelepciune, o înțelepciune de sus sau o înțelepciune de jos. Și acum, întrebarea este ce fel de înțelepciune am în viața mea, una de la Dumnezeu sau una din lumea aceasta? Și mergem mai departe astăzi cu tema prietenia cu lumea. Iacov capitolul 4, de la versetul 1 la versetul 10, și de aici încolo, Ionuț, mulțumim că te-ai pregătit, mulțumim că te-ai rugat și că ai venit pregătit în seara asta. Și zice în Faptele Apostolilor capitolul 10, suntem aici să ascultăm tot ce ți-a spus Domnul să ne zici. Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Să știți că eu mă încadrez în categoria oamenilor slabi, care Dumnezeu poate să facă ceva doar prin slăbiciunile mele, dar vin cu credință și cu nădejdea în Domnul, că ce mi-a pus mie pe suflet astăzi despre subiectele care le avem în seara asta din capitolul 4, din Iacov, poate ne cercetează Dumnezeu pe fiecare dintre noi în anumite aspecte. Și așa cum spunea și Mihai, e foarte greu la un text așa direct, prin versete directe, să reușești să transmiți cât de cât amical unele lucruri și oarecum să nu fii subiectiv și să arăți cu degetul. Așa că încă de la început o să vă spun că dacă cumva mă exprim într-un mod greșit, pentru că e greu să echilibrez oarecum lucrurile, să știți că nu o fac voit, ci eu chiar îmi doresc să fie ceea ce Dumnezeu îmi dorește de la fiecare dintre noi, să avem lumină asupra cuvântului lui Dumnezeu și să înțelegem în pași concreți ceea ce putem să facem. Mai zic încă o chestie și apoi vreau să intrăm în text. Sunt două categorii de oameni, se spune că atunci când vor să transmită ceva sau poate predică sau poate sunt oameni care vor să impresioneze și oameni care vor să influențeze.
Oamenii care vor să impresioneze se axează pe cuvinte puternice, pe atitudini, gesturi și așa mai departe, dar poate nu neapărat că și pot să influențeze. Un om care caută să te impresioneze poate să ajungi în moment, să te ducă în momentul în care să te eclipseze. Dar un om care dorește să te influențeze, omul ăla care poate încearcă să readucă totul la un lucru simplu, încât să înțelegi, ca să rămâi cu el și să poți să-l pui în practică. Întotdeauna mi-am dorit să fac parte dintre oamenii care, când sunt în față, să nu cadă în ispita impresionării, ci să, așa, prin atitudinea mea care o pot să o dovedesc, să pot să influențez prin ceea ce Dumnezeu mi-a dat și mi-a pus pe suflet. Așa, deci cu asta mă duc. Bun, haideți să intrăm un pic în text și aș vrea să încep cu versetul 1, după cum și fratele Mihai ne-a arătat că aceste versete le-am împărțit în trei. Vreau să încep cu primele trei versete și vă spun că m-am blocat în prima întrebare, de unde vin luptele și certurile între voi? Și mi-am pus întrebarea, dar trebuie să fie lupte și certuri între creștini? Adică există lupte și certuri între creștini? Și da, e o realitate tristă, dar care trebuie să ne o asumăm, sunt lupte și certuri între creștini. Ar fi nerealist să încercăm să nu recunoaștem lucrul acesta și să nu ne confruntăm totodată cu acest aspect. Da, deci sunt lupte și sunt certuri între creștini. Și ceea ce e important, aș vrea să vedem de unde vin aceste lupte între creștini. Și certuri între creștini, nu? Și apoi merge mai departe și spune textul, nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Spune textul. M-am tot gândit, mai ales că unii poate urmează să vă căsătoriți, dar nu numai, poate ați mai auzit asemenea afirmații și comparații. Niciodată din comunitate nu o să plece problema, ci problema o să o aducem în comunitate. Mă repet ca să fiu mai înțeles. Nemulțumirile nu pleacă din comunitate spre familie. Nemulțumirile vin din familie spre comunitate. De ce? Pentru că noi le aducem aici, da? Prin nemulțumirile noastre pe care le avem ca oameni, ca indivizi, prin frustrările noastre, prin neajunsurile noastre, nu? Și prin poftele pe care le avem în noi. Noi le aducem în comunitate. Și atunci când noi aducem plăcerile noastre subiective, nemulțumirile noastre, frustrările noastre în comunitate, ne trezim cu lupte și certuri. Deci, niciodată să nu aveți în minte lucrul ăsta că din comunitatea creștină, din adunare, ar pleca problema, ci noi aducem problema aici. E foarte important să înțelegem acest aspect ca să avem o minte sănătoasă. Da, de multe ori aici ne rezolvăm problemele, slavă Domnului, și ne liniștim și găsim răspuns, dar noi le aducem problemele. Poftele. Ce-i pofta? Și vreau să fiți cu mine pentru că mă ajută să mă detașez mai mult și să poate să fiu chiar mai eficient când îți mai detașat. Pentru că și emoțiile astea sunt bune până într-un anumit loc. Sunt bune cât te fac să fii constructiv. Dacă te depășește situația, deja nu mai sunt bune. Care sunt poftele noastre? Pentru că ca să găsești problema trebuie să o identifici. Da? Și aș vrea să facem lucruri practice și pragmatice. Nu vin oare din poftele voastre? Care sunt poftele noastre? Poftele noastre care îi afectează și pe cei din jurul nostru. Sunt pofte care ne afectează doar pe noi, cum sunt păcate care ne afectează doar pe noi. Și se luptă în interiorul nostru și oarecum sunt păcate care ne privesc doar pe noi. Dar sunt pofte și păcate care afectează și pe cei din jurul nostru.
Și evident că aici putem să spunem că se referă la poftele care afectează și pe ceilalți, pentru că ne întoarcem din nou, luptele și certurile între voi. Deci poftele pe care le avem în noi, dar care îl afectează și pe cel de lângă noi. Putem să... Chiar te rog să ne provoci. Și dacă mai facem câte o pauză. Și dacă mai facem câte o pauză. Trebuie să vorbim toți. Haideți să identificăm niște pofte. Da, eu nu ți-ai pus întrebarea ce sunt poftele, sau am înțeles bine? Da, așa e. Cred că e foarte bună întrebarea asta. Da, nu mă duc mai departe, da. Ce sunt poftele? Cred că se referă la dorințele vinovate sau nevinovate, între ghilimele, ale fiecăruia dintre noi. Ceea ce vrem, nu neapărat ca obiecte, dar ca și stări, să le obținem pentru noi pe pământul ăsta. Eu așa văd că dacă avem un pahar de Coca-Cola și eu vreau să-l beau și tu vrei să-l bei, ori ne înțelegem, ori ajungem la conflict. Adică fiecare vrem să bem cola în seara asta. Nu e o recomandare, bineînțeles. Și atunci întrebarea este până unde merge pofta mea și până unde merge pofta ta. E ceva din noi care nu ține cont de celălalt. Doar eu să beau paharul ăsta, doar eu să mă simt bine acum sau în seara asta, ce simți tu nu mă interesează prea mult și atunci de aici se nasc conflicte. Nu știu dacă zic bine. Alții zici 100% bine, frate. Mai am eu ceva. Că primul verset spune că nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre. Ai dat un exemplu foarte bun, Ionuț. Că problemele în frățietatea noastră, în adunare, venim cu ele din familie. Și un exemplu banal, între un soț și o soție. Dacă soțul este tot timpul arogant cu soția lui sau își arogă o anumită întâietate înaintea ei sau invers, soția înaintea soțului, el ar vrea tot la fel să fie abordată orice situație și în adunare. Adică va pretinde acest lucru înaintea celorlalți că el are ceva mai important de spus decât toți ceilalți din adunare și va fi întotdeauna cu un punct de observare sau, mă rog, cu o atitudine care îi forțează să fie pe ceilalți mai mici, să se considere mai mici sau și pe sine se consideră mai mare. Mai înțelept, mai nu știu cum. Dar este, practic, efectiv, o falsă închipuire a sa, la fel cum este o falsă închipuire a sa chiar în mijlocul familiei sale. Sau alte apucături, ca să le spunem pe drept. Vin cu... Așa e și dacă ne uităm acolo, spune că nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Deci, poftele sunt în lăuntrul nostru, sunt în inima noastră, da? Și care, până la urmă, se luptă în inima noastră. Sigur că mai aveam un lucru fain să vi-l spun, dar pentru că ne-am învârtit în jurul acestei afirmații cu familia și așa, vreau să vă citesc câteva rânduri, o întâmplare care mi-a plăcut foarte mult, despre un tânăr și o tânără care s-au căsătorit. Îi chema Ion și Angela. Ion are un serviciu destul de bine remarcat, Angela dorește o casă la fel de mare ca cea a celorlalte familii de tineri din biserică. Ioan dorește o mașină cu un an de fabricație recent, Angela dorește să aibă în casă mobilă de calitate și aparatură modernă. Unele din aceste lucruri vor trebui cumpărate pe rate, dar salariul lui Ioan nu este suficient pentru a face față acestor presiuni financiare. Apoi, în viața tinerilor familii intervine un copilaș care reclamă alte cheltuieli pe fondul unui buget foarte dezechilibrat. Pe măsură ce cresc pretențiile Angelinei, Ioan devine tot mai nervos și irascibil. Angela se răzbună, începând să cicălească și să plângă tot mai des. Nu după mult timp, pereții casei încep să se cutremure de certuri care izbucnesc în acest cămin. Materialismul a început să distrugă această familie. Mi-a plăcut foarte mult ideea asta, că noi de multe ori poftele pe care le avem ne sunt alimentate. Ne sunt alimentate de ceea ce este în jurul nostru.
Și aici este vorba despre materialism. Vedem la cei din jurul nostru și atunci poftim. Și odată pofta ajunsă în noi, mai departe pașii următori te duc spre păcat, spune Biblia. Dar că această poftă poate să distrugă oarecum familii, poate să distrugă relații din comunitate, din familie, poate să distrugă prietenii bune, pentru că poftim ceea ce are cel de lângă noi. Frate Mihai, vreau să-i spui ceva. Mă gândeam în timp ce ziceai tu lucrurile astea, că practic noi suntem prieteni cu lumea și despre asta vorbim în seara asta și suntem prieteni cu sistemul de valori al lumii din cauza acestor pofte care sunt în noi, adică ceva din noi ne împinge înspre sistemul ăsta de valori, în care nu țin cont de celălalt, în care, cum zicea Dani, îl asupresc pe celălalt sau vreau să. Și cred că e foarte importantă sublinierea asta pe care Sfântul Iacov o face, care se luptă în mădularele voastre. Adică să știu că asta e în mine. Noi de foarte multe ori avem o imagine nu-i bine cum zic, nu că de multe ori avem, de multe ori tindem să avem sau suntem învățați să avem o imagine foarte bună despre noi. E și normal într-o societate de asta umanistă în care omul e centrul universului, etc. Dar Biblia spune aici nu mai avea o părere așa bună despre tine. Da. Pentru că în tine îți niște porniri greșite. Vorbim despre cauze, nu? În toată povestea asta. Vezi cauza un pic și în tine. În tine sunt niște dorințe care nu sunt legitime dacă le lași să se manifeste. Și mi se pare foarte interesant. Ucideți, pismuiți și nu izbudiți să căpătați, vă certați și vă luptați. Pismuiți sau invidiați, vă certați, vă luptați, mi se pare, da, hai să zicem, dar ucideți? Cum adică ucideți? Mi se pare ceva foarte interesant, un cuvânt foarte dur, adică cum, eu sunt ucigaș? Și parcă Sfântul Iacov spune, ceva din tine te face să fii un ucigaș, poate nu la nivelul faptei și cu siguranță nu, dar la nivelul gesturilor, la nivelul atitudinii. Ceea ce ne face, dacă vreți, oarecum ucigaș, este plăcerea care ne duce spre lăcomie și spre a avea cumva toate săgețile să le îndreptăm spre noi. Că noi ca oameni știm cu toții că suntem de oarecum de iubitori de plăceri, de sine și am vrea totdeauna săgețile și binecuvântările să fie îndreptate spre noi. Noi să fim, așa cum e pilda cu bogatul care i-a rodit țarina, cu sufletul lui, da? Suflete al meu, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, mănâncă, bea și veselește-te. Toți avem egoismul ăsta noi, în care să ne punem doar noi pe primul loc și noi să ne satisfacem plăcerile noastre. Pentru că vedem că ceea ce nu primim sau de ce nu avem este că cerem și nu căpătăm, pentru că cerem rău cu gând să risipim în plăcerile noastre. Da? Deci poftim, ne place lucruri, ne plac lucruri, ne plac să avem cât mai multe, să avem noi cât mai multe din lucrurile acestea orizontale, doar că le dorim pentru sufletul nostru. Și știți care e diferența aici? Și chiar mi-am notat să nu uit. Diferența dintre noi ca oameni, ce cunoaștem unii despre alții, nu e așa și în relația noastră cu Dumnezeu. Dumnezeu știe. Și aici ne descalificăm, să știți. Că Dumnezeu știe cu ce gând cerem. El știe de ce vrem mai mulți bani, El știe de ce vrem să fim poate mai deștepți, El știe de ce vrem să avem o mașină mai bună, o casă mai bună, El știe toate acestea. Și când vede inima noastră și știe ce s-ar întâmpla dacă ne-ar da aceste lucruri, nu ni le dă. Pentru că știe că eu dacă aș poate aș avea mai mulți bani, hai să mă iau pe mine personal, banii ei ar putea să-mi facă mult rău. Ar putea poate să rătăcesc de la dreapta cu credință, cum ne spune și cuvântul. Cei care au căutat să se îmbogățească, dimpotrivă, au căzut în ispite și au rătăcit de la dreapta credință. S-au străpuns cu o mulțime de... Dumnezeu știe toate lucrurile astea. Eu am luat un factor financiar că asta ne mănâncă pe cei mai mulți și pe noi tinerii mai ales, da?
Și cred că e foarte relevant să spun așa. Dumnezeu știe cu ce gând cerem noi banii și cu ce dorințe, și ce dorințe avem în inima noastră. Și atunci, hai să-i, poate de multe ori ar trebui să fim recunoscători că Dumnezeu spune nu acum. Știți? Și cred că asta e un lucru foarte important să-L acceptăm din partea lui Dumnezeu. Poate pe viitor o să-ți dea ceea ce îți dorești, dar o să-ți dea în momentul în care știe că nu cer ca să risipești. Poate în timp o să ne maturizăm, o să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, o să înțelegem mai bine lucrurile. Și atunci Dumnezeu o să spună, e capabil să gestioneze resursele astea, pentru că Dumnezeu știe. Da? Dar tot mai putem înțelege încă un aspect, că Dumnezeu ne-ar da dacă am avea înclinațiile și am avea dorința ca cu ceea ce primim să dăm mai departe. Petra are o rugăciune și spune așa, Doamne, te rog să-i dai bani la tati, că după aia dăm și la săraci și avem și noi. Așa spune Petra, fetița noastră mai mică. Dar e o rugăciune copilărească, dar ar trebui să înțelegem lucrul ăsta, că dacă noi cerem doar pentru noi și nu avem în gând și în conștiință ceea ce Dumnezeu știe, eu nu știu. Când zic, Doamne, dă-mi o mașină mai bună că mă duc la evanghelizare cu ea. Dumnezeu știe dacă o să mă duc sau nu o să mă duc. Da? Eu nu știu dacă tu o să mergi sau să nu mergi. Și în fața lui Dumnezeu, din nou, stăm cu fața descoperită. Aici m-a adus versetele astea. Că în fața lui Dumnezeu totul e gol și descoperit. Și El vede dorințele și inclinațiile noastre. Și atunci, hai să ne punem un semn de întrebare. De ce nu avem ceea ce ne dorim acum și aici? Oare e vina lui Dumnezeu? Oare dacă ne uităm un pic în viața noastră și în trăirile noastre și în pornirile noastre și în slăbiciunile noastre? Să știți că este o vorbă foarte interesantă. Banii nu te fac nici mai bun, nici mai rău. Doar accentuează ceea ce ești cu adevărat. E foarte interesantă vorba asta. Hai să vedem dacă Dumnezeu ne-ar da. Bun, aici e vorba de finanțe, dar sunt atâtea lucruri cu care putem să ne fălim, să ne mândrim și să le folosim pentru noi. Ce-am face cu ele dacă ni le-ar da Dumnezeu din abundență? V-ați gândit vreodată la aspectul ăsta? De multe ori ne gândim de ce Dumnezeu nu ne dă, da? Dar aici versetele vin și ne pun în fața faptului împlinit și ne pun în oglindă. Nu aveți, pentru că nu cereți, dar și dacă cereți, cereți greșit. Și știm cu toții că facem și un păcat când cerem greșit. Asta e problema, că nu rămânem doar la faptul că nu primim, ci și că păcătuim. Prin faptul că cerem greșit. Da? Motive care nu sunt curate, pe care le avem în sufletul nostru. Și atunci e evident că Dumnezeu nu ne promite că vom avea răspunsuri la astfel de rugăciuni. Am o întrebare pentru noi toți. Dacă ne uităm la versetul 3, care ar fi acele motive în care în săptămâna aceasta sau săptămâna trecută am cerut ca să risipim în plăcerile noastre? Doar să ne gândim și dacă putem să dăm niște exemple sau hai să zicem că nu e vorba despre noi, e vorba despre nu știu cine. Ce te-ai putea gândi să risipești în plăcerile tale? Și totuși să ceri de la Dumnezeu. Eu vreau să fie o încurajare și vreau să-ți dau eu un răspuns, Mihai. Cred că 90% din lucrurile pe care le cer, le cer într-o oarecare măsură să le risipesc. Nu mă gândesc neapărat cum aș putea să ajut prin lucrul ăsta, ci mă gândesc dacă mie mi-e bun sau nu mi-e bun. Și ăsta e adevărul. Sigur, pe parcurs Dumnezeu te cercetează, încerci să te uiți la lucruri, să vezi, sau poate nu le primești, sau poate chiar dacă le primești, Dumnezeu îți dă înțelepciunea să reconfigurezi oarecum traseul, dar în mădularele noastre, pornirea noastră primitivă și primordială, nu primitivă, îi să iei pentru tine ceea ce ceri. Cam orice. Și după aceea te gândești la cel de lângă tine. Ceri o mărire de salar, da? Sau ceri, nu știu, o chestiune. De ce o cer? Pentru că consider că ai muncit mai mult, poate, da? E o chestie, nu că poate vrei să oferi mai departe sau să reușești să dai mai mult la adunare, la săraci, la ucrainien sau așa mai departe. Ne punem noi pe primul loc, știi? Pentru că suntem, așa cum spune Biblia, egoiști și... Da, asta vreau să... Sigur, hai să zicem lucruri chiar concrete, dar eu vreau să vă spun că mă confrunt cu chestiunea asta, cam tot ce cer de la Dumnezeu te pui tu pe primul loc. Da? Dă-mi, Doamne, fericire, să fiu fericit. Nu
ajută-mă să fiu fericit, bine dispus, ca să fie și cei din jurul meu fericit. Nu? Dăm, Doamne, sănătate, da? Te gândești tu, în primul rând, să fii sănătos. Nu te gândești că dacă ai avea sănătate, poți să-L slujești mai mult pe Dumnezeu, ai rezistență la stres, la, nu știu, la atâtea lucruri, deci ai fi mult mai capabil să ai sănătate. Pentru că Dumnezeu are nevoie de oameni sănătoși. N-are nevoie de oameni bolnavi. Sincer, eu întotdeauna m-am gândit așa. Pentru că un om sănătos poate să dea cei mai buni din el. Un om bolnav dă procente. Da, haideți să răspundem. Eu totdeauna am avut chestia asta să am mult timp liber. Și serviciile mele am căutat de așa natură să am timp liber. Și până acum mi-o cam ieșit. Pentru mine, bineînțeles, că... Nu, așa. Și stau de multe ori și mă gândesc ce fac cu tot timpul ăsta pe care l-am, tot timpul ăsta liber și libertatea asta pe care o am. Dacă o risipesc pentru plăcerile mele sau fac ceva pentru Dumnezeu cu el. Deci, din punctul meu de vedere, sau plăcerea mea vinovată, aș putea spune, pofta inimii mele este timpul liber. Timp. Acolo suntem cei mai mari hoți, la timp. Așa-i. Suntem lacomi și faptul că suntem lacomi, să știți că și asta e o formă de idolatrie. Știți? Când ești lacom, înseamnă că îți dorești ceva foarte mult, cu ardoare acel lucru, da? Și poate Dumnezeu nu-și dorește acel lucru, dar tu ți-l dorești foarte mult. Și asta e un fel de închinare la idol, da? Faptul că ne dorim foarte mult un lucru pe care Dumnezeu nu și-l dorește și asta pornește din plăcerea pe care o avem în interiorul nostru și înăuntru nostru. Ionuț, dacă am pune în context și n-aș vrea să ajungem foarte mult, să ajungem și la partea de mijloc a textului, dar dacă punem în context versetul 1 din capitolul 3 zice, frații mei, să nu fiți mulți învățători, că știți că vom primi o judecată mai aspră. Cumva în contextul acesta, mi se pare mie că vin versetele astea. De unde vin luptele și certurile între voi? Adică cum adică lupte și certuri? Lupte și certuri pentru influență. Ar putea să fie o perspectivă de interpretare. Lupte și certuri pentru a fi eu cel care dau tonul într-o anumită activitate a comunității noastre, de exemplu. Da? Și de unde vine asta? Păi din faptul că invidiez, da, pe, știu eu, ești tu acolo în față și nu te superi, invidiez pe Ionuț că e acolo în față, da, și încep o bătălie cu Ionuț, de exemplu, ca să nu dea el tonul în activitatea din seara aceasta, de exemplu, să dau eu tonul în activitatea asta. Și nu primesc de la Dumnezeu lucrul ăsta și Dumnezeu îl ține pe Ionuț în față în seara aceasta, pentru că eu cer cu gând să risipesc în plăcerile mele. Eu nu vreau să ajung în fața voastră pentru ca să vă ajut să înțelegeți Biblia. Ci eu vreau să ajung în fața voastră doar pentru plăcerea mea de a fi aplaudat de voi. Un exemplu. Și mă duc cu exemplul ăsta în societatea civilă. Da? Și închei scurt. Alianțe creștine. Haideți împreună să facem ceva ce trebuie să facă creștinii în societatea de astăzi. Da? Și eu vreau să stau în fruntea voastră. Dar, de fapt, interesul meu este să ajung un deputat, un senator, un nu știu ce. Voi sunteți carne de tun, cu alte cuvinte. Și normal că apar lupte și certuri, în special în domeniul ăsta. În special aici se nasc niște certuri și niște scandaluri teribile dinspre societatea civilă, înspre lumea politică. De ce? Pentru că nu putem fi doi pe un singur scaun. Asta e logic. Da. Nu? Dar motivația de unde pleacă? Din plăcerea mea. Plăcerea mea de a mă folosi de voi, plăcerea mea de a mă folosi de nu știu cine, pentru ca să ating scopul meu. Și exemple pot fi multe altele. Da? Practic, în contextul acesta în care provocarea Sfântului Iacov este nu fiți mulți învățători, nu fiți mulți care influențați comunitatea creștină.
De ce? Pentru că dacă o faceți pentru un scop personal, pentru un scop egoist, egocentric, să risipiți în plăcerile voastre... Și ucidem. Ucideți pe alții, exact. Da. Semănați moarte în jurul vostru, moarte spirituală. Da. Și după părerea mea, nu există mod mai înfiorător și mai vinovat înainte lui Dumnezeu să dezamăgești pe cei din jurul tău decât spunând că în numele lui Dumnezeu tu vei duce niște bătălii și până la urmă se constată că sunt niște bătălii a tale personale. Dau un exemplu doar. Da. Și poate nu e cel mai bun exemplu, poate ar fi alte exemple mai potrivite. Da? Și atunci provocarea textului este conștientizează faptul că asta se naște din plăcerea ta sau din dorința de a risipi ceea ce Dumnezeu dă în plăcerile tale. Și din nou poate sunt alte exemple mai bune. Ar trebui să meditez însă la această cauză care e în mine însumi și care mă determină să fiu prieten cu lumea chiar și în comunitatea creștină. Să aduc spiritul lumii chiar și în comunitatea creștină. Deci implicit lupte, certuri, tensiuni, conflicte din mine se nasc. Și mi-a plăcut foarte mult ce ai zis la început. Conflictele nu se nasc în comunitatea creștină, conflictele le aducem din noi, din firea noastră pământească, în comunitatea creștină. Și subscriu la ideea asta foarte, foarte clar. Mulțumim, Mihai. Și hai să ne apropiem de încheiere acestor trei versete. Vreau numai să mai specific un lucru pe care mi l-am notat și vreau să-l împărtășesc cu voi. Nu ne dăm seama cum din plăcerea noastră care e în noi ajungem să creăm tot felul de sentimente care îi distrug pe cei din jurul nostru. Și vedeți aici cuvântul ăsta, ucidem. Clar că nu iei viața. Nu e vorba despre a lua viața cuiva, ci este vorba despre armele cu care poți să ucizi. În afară de pușcă, pistol, și avem alte arme. Și interesant ce mi s-a părut mie e că din plăcere se nasc niște arme. Fantastic. Și din plăcere se poate naște mânia. Din plăcere se poate naște gelozia, cruzimea, din niște plăceri ale mele pe care le am. Și asta e foarte important să înțelegem și chiar dacă mă apropiu de final, așa ca o mini-concluzie pe aceste trei versete, e că plăcerea e în noi și despre noi. Și în momentul în care plăcerea afectează pe cel din jurul nostru, avem poate o dublă responsabilitate. Așa cum spuneam la început, sunt păcate și plăceri care ne privesc pe noi, dar sunt păcate și plăceri care îi privesc pe cei din jurul nostru. Și atunci e mai grav că nu doar că noi nu ajungem la adevăr, ci poate îi împingem și pe alții înspre lucrurile grave și spre neadevăr. De ce? Pentru că noi, așa credem noi că e bine sau așa mai departe. Deci să nu uităm și ar trebui să dăm exemple dacă am fi onești. De câte ori din plăcerile noastre nu am făcut rău și am ucis, pur și simplu, da? Am fost geloși, am avut mânie noi, cruzime noi. De ce? Pentru că nu ni s-au realizat plăcerile noastre. Și noi am crezut că-s bune, că știți ce e cel mai greu lucru și care e cea mai mare capcană? Când un om face anumite lucruri din convingere, chiar dacă-s greșite, acolo e cel mai puternic și cel mai greu. Deci am avut colegi cu care vorbeam și îi spuneam, nu mai fă din lucrul ăsta o virtute. Și nu înțelegea. Pentru el era virtute, chiar dacă era un lucru devastator și care afecta pe cei din jur. Faptul că el spune lucrurile direct. Dom'le, eu așa îs, spun lucrurile direct. Și îl termin pe celălalt de lângă tine. Da? Asta e cel mai dureros. Să faci din convingerile tale limitative, din plăcerile tale, să faci virtuți și să le iei de bună. Și atunci e foarte greu ca cineva să vină să spună nu-i bine ceea ce faci, pentru că e un pas superior. Tu ești convins de lucrul ăla. Hai să mergem mai departe. Sigur, am putea să vorbim despre plăceri, certuri și astea, tot studiul, că există multe lucruri care ar mai putea fi discutate. Dar trecem mai departe și cu versetul 4 din nou începe cu o afirmație interesantă, suflete prea curvare. Ce ziceți de afirmația asta? Suflete prea curvare. Gândiți-vă că aici suntem la avertisment. Așa, ca să dau mai departe. Așa. Aici suntem la prietenia cu lumea ca și avertisment. Suflete prea curvare.
Nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Știți, când vorbeați și vorbeam împreună despre lume, m-am dus cu gândul, chiar am meditat și înainte, la ceea ce poate să facă lumea. Și pentru că suntem în postul Paștelui și urmează să sărbătorim nașterea Domnului, învierea Domnului nostru Iisus Hristos, știți cine l-a răstignit pe Iisus? Lumea. O partidă de religios din lume, dacă vreți să vă spun așa. Deci lumea l-a răstignit pe Hristos. Și haideți să înțelegem și prin prisma acestei afirmații acest text. Deci, suflete, ce înseamnă să fii prea curvar? Hai să explicăm cuvântul ăsta. Uite, eu pot să vă dau o explicație pe care o am eu, dacă voi nu vreți să mi-o dați, și să vedeți dacă sunteți de acord cu ea. Spune Biblia că curvarii și prea curvarii vor fi judecați. Nu așa spune? Curvar înseamnă să curvești, să ai relații sexuale înainte de căsătorie. Înseamnă că nu ești căsătorit, dar ai relații sexuale. Prea curvar înseamnă că ești căsătorit, dar în cadrul căsătoriei tale ai relații sexuale cu alte persoane. Decât soția ta și soțul tău. Bun. Deci dacă noi suntem prea curvari, înseamnă că suntem cum? Căsătoriți. Cu cine suntem noi căsătoriți? Când l-am ales pe Dumnezeu. Când l-am chemat în viața noastră. Noi ne-am cununat cu Dumnezeu, nu frate Mihai? Ne-am căsătorit cu Dumnezeu. Noi am ales să trăim o viață cu Dumnezeu. Deci sufletul nostru l-a ales pe Dumnezeu într-un mod conștient. Și a spus, Doamne, eu cu Tine vreau să urmez. Eu pe Tine vreau să, cu Tine vreau să merg mai departe. Pe Tine vreau să Te urmez. Pentru Tine vreau să trăiesc. Cu Tine vreau să trăiesc. Și când am făcut noi aceste afirmații și suntem în căsătorie, dacă vreți, cu Domnul Iisus Hristos, și noi cu toate acestea cochetăm cu lumea și mai mult de atât, îl înșelăm pe Dumnezeu, pe care L-am ales, într-un mod conștient, am mers împreună cu El și am spus că mergem împreună cu El, îl înșelăm cu lumea. Ce înseamnă să-L înșelăm cu lumea? Nu știți că prietenia cu lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Înseamnă că ne afiliem la gândirea lumii, ne asociem cu gândirea lumii. De-aia v-am dat exemplul acesta cu învierea Domnului Iisus Hristos. Cine l-a răstignit pe Domnul Iisus Hristos? Lumea. Oamenii care L-au negat pe Dumnezeu. Oamenii care nu L-au dorit pe Iisus Hristos. Oamenii care nu L-au recunoscut pe Iisus Hristos. Asta este lumea. Și în momentul în care eu L-am recunoscut odată pe Iisus Hristos și sunt în relație cu El, ajung să fac faptele lumii. Știți ce spunea cineva? Făcea o afirmație foarte interesantă. Unii oameni trăiesc mai rău decât cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și ce facem noi prin faptul că prea curvim cu lumea? Luăm lucrurile, păcatele din lume și le punem între noi și relația noastră cu Dumnezeu. Bine zi, frate Mihai! Nu vă vine să credeți. Și asta o facem prin plăcerile noastre și prin prieteniile și relațiile pe care le legăm noi cu mentalitatea care este în lume. Și acum hai să facem chestii pragmatice. Cum aducem lumea în relația noastră cu Dumnezeu? Cum o aducem? Cum aducem gândirea lumii, mentalitatea lumii, faptele lumii, acțiunile pe care se întâmplă în lume, care le vedem în lume? Cum le aducem în relația noastră cu Dumnezeu? Cred că depărtându-te de Domnul, deja lași o portiță mai liberă să asculți mai mult. Și cred că ăsta e unul din factori. Adică mă gândesc la un exemplu concret, nu știu, nemai citind în fiecare zi din cuvântul Domnului, atunci pe mine mă face să zic, când sunt într-un context cu lumea,
că pot să bârfesc la fel cu ei, că glumă nevinovată nu o să fie nimic greșit și așa uit cumva de perspectiva lui Dumnezeu. Da, un exemplu foarte fain. Haideți, poate mai aveți și alte exemple. Am eu un exemplu. Da. Te rog, dragule. Cuvântul Domnului spune așa, că să fiți în lume, dar nu ai lumii. Adică, noi, practic, facem parte din lumea largă, dar să nu fim ai ei, adică să nu facem ceea ce vrăjmașul lui Dumnezeu, diavolul, seamănă în sufletele noastre, ale tuturor. Când în cercuri de prietenie sau în cercuri de serviciu, de anumite interese, se nasc acele pismuiri, acele invidii de care aminteam mai înainte. Și acest lucru, în momentul în care eu am un legământ cu Dumnezeu și continui să fac lucrurile de care m-am lepădat, sunt în prima frază, în suflete prea curvare, pentru că i-am promis lui Dumnezeu că îi urmez învățătura lui, adică învățătura cuvântului sfânt, a Bibliei. Și în Biblie ni se spun toate lucrurile și toate modurile de a ne comporta în lume, în societate. Să fim niște lumini în lume. Și sunt foarte multe exemple de felul în care noi ne-am putea purta, da? Să fim în adunare, să pozăm în frați liniștiți, în frați care stau pe scaun și ascultă cuvântul Domnului și mai aclamează câteva cântări, iar când ieșim în spațiul din afara adunării sau poate chiar în afara familiei, să fim niște oameni care se dedau la glume josnice, din, să spunem așa, un limbaj flecar, lucruri care nu aduc cinste, nici onoare a unui noi om integru, a unui om, un om așezat din punct de vedere moral. Deci trecem deja măsura moralității, cum spunea Ionuț, a celor care nu l-au cunoscut pe Dumnezeu, dar totuși au o conduită morală mult mai aleasă decât cea pe care o avem noi, cei care am fost vindecați de Iisus și strigăm răstignește-l atunci când suntem puși în fața adevărului de te-ai mărturisi credința, practic. Da, și eu sunt de-al lui Iisus. Nu sunt cu el. Eu sunt cu gloata. Și noi tot timpul o să fim într-o continuă luptă, dar mai ales vom fi totdeauna expuși lumii de a aduce o adunare, de a aduce lumea în comunitatea noastră, în familia noastră. Și din nou, pot să spun câteva chestii concrete și dacă puteți să mă ajutați și voi, trendul în care merge lumea, direcția în care merge lumea, hai să facem și noi că așa fac și cei din lume, ne inspirăm de acolo, poate prin îmbrăcăminte, poate prin modul de a fi, prin manifestare, prin atâtea lucruri care le vedem în lume și care ni le însușim și apoi le practicăm. Și care, frate Mihai, aici ai o linie fină, așa? De unde știm noi ce-i bun și ce nu-i bun? Cât de mult e lumea în noi sau cum aducem lucruri care vin din lume și nu-s bune? Care-s lucrurile din lume care le găsim în sfera asta de sub soare în care suntem blocați, cum spune Eclesiastul, da? Și că până la urmă trăim în lume, așa cum spunea fratele, dar Domnul Iisus Hristos în rugăciunea Lui spune că noi suntem în lume, dar nu mai suntem ai lumii și nici nu mai suntem din lume, da? Așa spune în rugăciune Domnul Iisus Hristos. Deci noi trăim în lume, dar nu suntem din lume. Ce înseamnă asta? Aici, vedeți, noi generația asta tânără, care am prins evoluția și știința și totul într-un mod așa de grăbit, cum reușim noi să mai delimităm lucrurile? Eu aici, pentru mine, e o mare întrebare. Dacă îmi dai voie, Ionuț,
Ceva de genul vreau să te întreb și eu acum. N-a fost chiar de la început, bănuiesc că n-ai răspuns la întrebarea asta deja, în direcția în care ziceai tu vreau să merg eu, și anume, acum, o mică paranteză, lumea de astăzi, din anul 2022, sau mai degrabă, lumea din 1900, de exemplu, poate părea și era mult mai morală decât cea de acum, din 2022. Și totuși creștinii care trăiau la 1900 trebuiau să distanțeze de lume, să fie diferiți față de lumea aceea. Noi dacă urmărim să fim diferiți cu 60 de grade diferiți față de lumea asta și cei de la 1900 erau tot cu 60 de grade diferiți față de lumea de aceea, ei erau mult mai aproape de Dumnezeu practic decât noi, că noi suntem diferiți față de un model care e mult mai depărtat de ce era acum 100 de ani. Așa că o mică paranteză să avem în considerare. Și acum întrebarea este cu chestiunile astea că să nu mergem, ei merg la, nu știu, la servici, ăștia, hai să mai furăm ceva și noi nu, că suntem creștini. Foarte simplu, să nu bârfim cu ei, nu mergem cu lumea la un bar să bârfim. Foarte simplu, aplicăm principiile biblice, ce e bine și ce nu, și reușim să ne delimităm de lume. Întrebarea este, în lucrurile mai puțin simple, cum ar fi, nu știu, rutina zilnică, cum ne deosebim de lume? Că există o situație ciudată, să zicem, nu știu, am copilării la sat, în care Xulescu din lume, care nu are nicio treabă, merge la servici 8-10 ore, vine acasă, mai face ceva pe lângă casă, duminica sau în alte zile, dacă merge la biserică, bine, dacă nu mai merge la un pit, și cam atât, asta e viața lui. Y, care îi din oaste Domnului sau îi creștin, tot așa merge 10 ore la muncă, tot așa vine, mai face ceva pe lângă casă, doar că duminica mai merge la biserică și la adunare. Și în rest, rutina noastră, vedem de multe ori că rutina zilnică și ceea ce facem, e cam asemănătoare cu acelor din lume, nu sunt mari chestii, mari diferențe. Și sunt multe lucruri de astea subtile în care întrebarea ar fi, trebuie să ne deosebim în chiar lucrurile astea de rutină zilnică, să ne deosebim de cei din lume, sau doar în a nu face răul? Te-ai răspuns. De la mine? Am crezut că vrei să răspundem cu toții. Uite, eu pot să-ți dau un răspuns, dar nu ți-l dau a meu, ți-l dau a fratelui Traian Dors. Spune fratele Traian Dors că dacă s-a întâmplat minunea înnoirii vieții tale, trebuie să o vadă ori și cine, ori și unde, pe orice cale, și în rutină, și în ascensiunea vieții tale, și în orice. Deci minunea asta a schimbării trebuie să facă parte din noi tot timpul. Eu i-aș răspunde la Emi în felul următor. Emi, tu când te-ai căsătorit, ai văzut-o numai pe Lucia. Și asta e foarte bine. Și așa s-o vezi încă 100 de ani. Cât vă dă Domnul pe lumea asta. Când ești prietenul lui Dumnezeu și când te căsătorești cu Dumnezeu, a spus Ionuț aici, îl vezi în primul rând pe Dumnezeu. Îmi amintesc de un frate, nu dau nume, trebuia să se căsătorească și adică trebuia, era la vârstă și erau două surori așa în raza radarului fratelui respectiv, care acum are vreo 70 de ani, deci cam pe acolo e povestea, să înțelegeți. Și zicea fratele undeva într-o mărturie, zice, am stat de vorbă cu tata și am zis, măi tată, cum auzi, ea zice, întoarce-te și uită-te la perete. Și m-am uitat la perete, nu, zice, ce vezi? Păi văd că e alb peretele, nu-i bine, zice, întoarce-te încă o dată, întoarce, uite-te la perete. Mă, ce vezi? Păi văd că e alb peretele, că mă, nu-i bine, zice, mai întoarce-te odată. Și tată zice, eu văd că e alb peretele, mă, zice, până o vezi pe ea pe perete, nu-i bun, zice, nu-i bine. Atunci când o vezi pe ea, zice, atunci te însori cu ea. No, cu aia care o vezi pe perete, zice, și pe peretele alb. Revenim. Când îl iubești pe Domnul și îl vezi pe Domnul pe perete și peste tot, atunci ești prieten. Acum, asta e teorie. Practic, concret, eu nu cred că e vorba de rutină sau lucrurile astea. Dar cred că, uitați-vă la părintele Iosif Trifa, care într-o frunză, în ceva, îl vedea pe Domnul. Într-o lecție de viață, orice, îl vedea pe Domnul. Deci, toate lucrurile, ceva avea legătură cu Dumnezeu, totul în viața dânsului. De ce? Pentru că așa vezi persoana iubită. Pentru că atunci când iubești, așa te manifesti. Și cred că asta ar trebui să fie. Îl iubesc pe Domnul și de aceea, nu știu, vreau să vin astăzi la studiu biblic, cânt o cântare, sunt bucuros, îl iubesc pe Domnul, cânt o cântare. Nu știu, lucruri de genul ăsta, exact ca și cum mă duc acasă și îmi iubesc soția și spun, dragă, te iubesc, ți-am adus o floare. Deci așa mă duc la lucru, am grijă de asta, de asta, de asta. Exact, exact. Cred că asta e.
Îți luăm din timp, Ionuț, scuze. Nu-i problemă. Dar numai... Că ceva bine-am luat. Ceva vreau să mai zic la versetul 6. Zice, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Asta în contextul în care Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască noi ne vrea cu gelozie pentru sine. Mie mi se pare că noi suntem mândri atunci când ni se pare că suntem mai deștepți decât Dumnezeu și înțelegem mai mult decât Dumnezeu, și anume că se poate și așa, se poate și așa. Poți să o iubești și pe Ioana și pe Maria. Știi? Și când ai impresia asta, ratezi în viața de căsnicie. Nu poți să iubești două persoane simultan. Da? Nu se poate, pur și simplu, așa te-o crea Dumnezeu, nu se poate. Ei, la fel, Doamne, te iubesc și pe tine, dar iubesc și lumea asta. Asta e o mândrie a ta care nu va da roade, ci care te va împiedica să fii fericit, să trăiești o viață binecuvântată cu Domnul. Amin. Deci, în concluzie, iubirea excesivă a lucrurilor este considerată o formă de adulter pentru credincios. Asta să o scriem pe tăblița inimii noastre. Noi care îl avem pe Dumnezeu, noi care ne-am căsătorit, așa cum spuneam, cu Hristos, dar prea curvim cu lumea. Adică ne plac lucrurile din lume și mai mult că ne plac și trăim în lucrurile din lume și trăim oarecum cu lumea. E un fel de adulter al nostru pe care îl facem noi creștinii. Dumnezeu este gelos și vă spun de ce. Pentru că Dumnezeu nu vrea procente de la noi. Și întotdeauna mi-am pus întrebarea, cum ar fi când te duci în fața altarului să-i pui la soție, dacă te întreabă că o iubești, să-i spui că o iubești 99%. Ar fi mulțumită? 0,9. Oare ar fi mulțumită? Soția sau soțul ar fi mulțumit? Și vă spun de ce. De ce n-ar fi mulțumit? Nu că nu i-ar ajunge procentul ăla, ci unde să ia 1% sau care lipsesc? De ce mă iubești numai 99%? Unde e la 1%? Da? Așa e și cu Dumnezeu. El ne vrea să-i dăm toată inima noastră, știți? Nu-i chelnerul ăla sau ospătarul ăla care îi zice, ia bacșiș că m-ai servit bine, să trăiască din mărunțișurile vieții noastre. Asta e forma asta de gelozie pe care, cu care ne vrea Dumnezeu. El ne vrea cu totul, nu vrea procente, nu vrea mărunțișuri, El vrea inima noastră, vrea ca totul să fie pentru El. Și sigur, e idealist să spui că totul e. Dar eu mă gândesc, încerc idealismul ăsta să-l aduc la cât mai practic, la un fapt cât mai practic și mă gândesc așa. Îl iubesc pe Domnul sau îl iubesc cu toată inima mea pe Dumnezeu în funcție de prioritățile mele. Aici încerc să aduc idealismul ăsta. Păi ce loc e Dumnezeu în viața mea? Cum fac lucrurile? Sub ce călăuzire, sub ce ierarhie, da? Și atunci îți dai seama cât de mult îl ai pe Dumnezeu sau cât din inima ta ai dată lui Dumnezeu. Pentru că dacă Dumnezeu e pe locul 6, 7, 8, după, atunci putem să ne dăm seama cam cât e gelos Dumnezeu, cât e de gelos Dumnezeu în relația noastră cu El. Pentru că ne vrea pentru El cu gelozie, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să mai spun încă un lucru și apoi să trecem mai departe, mai avem încă 10 minute, despre smerenie, despre har, ceea ce Dumnezeu oferă și cui oferă. Să știți că, așa cum vedem în textul care urmează, Dumnezeu oferă har celor smeriți. Și aș vrea să spun așa, oferă har doar celor smeriți, nu celor mândri. Da? Și e foarte important lucrul acesta. Pentru că să știți că din nou se leagă lucrurile. De unde pleacă mândria în inima noastră? Din plăcerile noastre. De unde pleacă mândria în inima noastră? Din preacurviile noastre pe care le avem cu lumea. Da? Sufletul nostru care caută lucrurile din lume, lucrurile care să-l facă să fie un om cu însemnătate. E foarte greu și pentru mine cel puțin, când
cazi de multe ori în capcana asta și ești ispitit să crezi că valoarea ta stă în lucrurile care ți le oferă lumea, lucrurile care le posezi în lumea asta, da? Asta e valoarea ta. Deci ești din ceea ce ai, da? Asta ești. Cât ai, asta ești, nu? Nu din... Bine ar fi să fim așa cum a fost părintele Iosif Trifa. El a oferit oamenilor din ceea ce era. Pentru că a pus foarte mult accentul pe a fi, nu pe a avea. Întotdeauna mi-a plăcut foarte mult aspectul ăsta la părintele Iosif Trifa și nu vreau să nu-l menționez și de data asta. Și știți cum vedem că și se vede la cei din jurul nostru dacă punem accentul pe a fi și nu a avea? Când dai tot ce ai pentru a fi sau dai tot ce ești pentru a avea. Părintele Iosif Trifa a dat tot ce a avut, inclusiv casă, viața lui, pentru a fi. Ce a fi? A fi gornistul, a fi piticul. Noi, din păcate, astăzi, dăm tot ce suntem noi pentru a avea. Și atunci Dumnezeu se supără pe noi. Și se supără pe mine și se supără pe fiecare dintre noi. De ce? Pentru că lucrurile care le avem în jurul nostru nu fac decât să ne alimenteze mândria noastră. Și în momentul în care te concentrezi pe ceea ce ești tu, ceea ce ești tu în relația cu Dumnezeu, ceea ce ești tu în relația cu semenii, eu zic că atunci te uiți cu adevărat înspre tine și te vezi merit. Asta e părerea mea. Când te uiți la Dumnezeu și vezi cât îți dă El, cât e de bun El și cât te-a putea să-ți facă și nu ți-a făcut, nu te lovește așa o atitudine de smerenie. Dar când te uiți spre lucrurile care le ai, am asta, am reușit să fac studiile astea, am școala asta și toate lucrurile astea îți alimentează ego-ul tău. De ce? Pentru că vin din exterior. Așa cum spune tot fratele Traian Dors, lumea schimbă oamenii din exterior spre interior, prin educație, prin școli, prin atâtea lucruri. Dumnezeu schimbă omul din interior spre exterior. Și atunci zice fratele Traian Dors că știți cât îl ține pe om lumea schimbarea asta din exterior spre interior? Un timp, o etapă. Dar când Dumnezeu schimbă inima omului din interior spre exterior, schimbarea ține. Că tot fratele Treandor spunea, de ce credeți că intră oameni în pușcărie și după 5 ani de zile ies și din nou fură, din nou? Pentru că pușcăria a încercat să educe din exterior. Dar intră Dumnezeu în inima omului și poate iese după ani de zile de pușcărie sau din alte păcate și nu mai face niciodată lucrurile alea. Asta e frumusețea, dragilor, care ne duce spre smerenie, schimbarea interioară a noastră. Hai să mergem mai departe. Versetul 7, 8, 9 și 10 și apoi terminăm. Supuneți-vă darul lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Supuneți-vă lui Dumnezeu și împotriviți-vă diavolului. Am văzut în versetele astea că totdeauna e partea lui Dumnezeu, partea lumii. Partea lui Dumnezeu, partea diavolului. Deci, bine iubita zonă gri a creștinismului nu există. Când te supui lui Dumnezeu, te împotrivești diavolului. Vreau să cred asta din toată inima. Și vreau să vă spun că eu așa consider că cea mai mare jertfă pe care poate să o aducă un creștin pe pământul acesta este ascultarea. Eu așa cred. În momentul în care ai capacitatea să-ți jerfești pornirile tale, acțiunile tale și să asculți de Dumnezeu și să te supui lui Dumnezeu, eu zic că atunci ești cu adevărat pe drumul cel bun. Când supui voia ta voinței lui Dumnezeu. Și eu cred că ăsta e cel mai greu lucru, dar și asta e cea mai mare jerfă. Să supui voia ta voii lui Dumnezeu. De aici pleacă tot. Și apoi urmează celelalte acțiuni pe care le avem noi. Supunerea noastră, supunerea voinței noastre. Pentru că doar noi putem să facem asta. Dumnezeu nu poate să supună voința noastră. De aia ne îndeamnă apostolul Iacov, supuneți-vă. Nu spune Dumnezeu să vă supună,
ci zice, supuneți-vă voi. De ce? Pentru că doar noi avem puterea asta de a ne supune. De a ne supune lui Dumnezeu sau de a ne supune diavolului. Dar un lucru pe care îl vedem este că supunerea față de Dumnezeu duce la împotrivirea diavolului. Asta aș vrea să înțelegem prin acest lucru. Apropierea de Dumnezeu ne duce spre apropierea. Dacă noi ne apropiem de El, și Dumnezeu se apropie de noi. Da? Și iarăși mai spune aici, pentru că e partea finală și partea în care vrem să ne pocăim, dacă putem, de păcatele noastre, să ne recunoaștem plăcerile noastre vinovate, să ne cunoaștem preacurviile noastre, da? Cu lumea, și noi suntem într-o relație cu Dumnezeu, spune aici să ne simțim ticăloșenia. Aici e greu. Să ne tânguim, să ne plângem. Râsul vostru să se prefacă în tânguire și bucuria voastră în întristare. Smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța. Vreau să vă spun ceva. Toate aceste lucruri și Iuda le-a făcut. Și Iuda s-a simțit ticălos. Și Iuda s-a tânguit oarecum și a plâns. I-a părut foarte rău de ceea ce a făcut. Doar că Iuda a rămas doar la căință. Și toată căința lui nu l-a dus la pocăință. Pentru mine, Iuda și Petru sunt imaginea perfectă a pocăinței și a căinței. Iuda s-a căit, Petru s-a și pocăit. De multe ori, dacă doar ne pare rău, da, domnule, îmi pare foarte rău pentru ce am făcut. Și toată căința asta și toate lacrimile căinței tale nu te duc nicăieri. Te duc la o stimă de sine căzută, te pot duce acolo. Te duc la o inferioritate. Da, te pot duce acolo. Dar niciodată nu te pot duce la o pocăință. La ceva de care să te lași, să te ridici și să nu te mai întorci. Căința te duce la moarte, pocăința te duce la viață. Căința până la un punct. Și atunci aș vrea să înțelegem și acest aspect, și pentru că poate din cauza noastră am adus tulburare în comunitatea noastră, în familia noastră, din cauza plăcerilor noastre am adus ceartă în cuplul nostru, da? Am adus ceartă între prieteniile noastre, din cauza iubirii noastre față de lumea aceasta și de lucrurile acestei lumi, am adus tulburare și am creat neliniști în viața oamenilor și poate din cauza plăcerilor noastre imense au fost oameni care n-au dormit, oameni care au suferit, oameni care au plâns, oameni care poate încă-s neliniștiți, pentru că noi am făcut să fie așa. Acțiunile noastre au făcut asta, pentru că noi am avut o atitudine de mândrie într-o discuție și n-am urmărit scopul rezolvării problemei, ci cum să-l înjosim pe om prin problema pe care a făcut-o. Dacă toate lucrurile astea s-au întâmplat în viața noastră și ne-a părut rău de asta, dar nu ne-au dus spre pocăință, nu ne-au dus spre rezolvare, nu ne-am dus acolo să rezolvăm problema, nu ne-am dus să ne cerem scuze, să ne cerem iertare, să îndreptăm ceea ce am făcut strâmb și am rămas doar la căință, am făcut ceea ce a făcut Iuda. Dar dacă astăzi Dumnezeu ne luminează și ne cercetează pe fiecare dintre noi și vrea să facem un pas superior căinței, care este pocăința, trebuie neapărat să mergem să rezolvăm ceea ce am stricat. Nu-i așa, frate Mihai? Dragii mei, sunteți de acord cu mine? Dumnezeu ce vrea? Îi place doar procesul sau îi place și finalul și rezolvarea problemei? Ce ziceți? Un proces bun fără un final bun? Are vreo eficiență? Are vreun efect? Dar vedeți ce spune versetul 10? Smeriți-vă! Știți când ne vedem cu adevărat pe noi înșine cum suntem? Știți când avem puterea să mergem să corectăm ceea ce am greșit? Ceea ce am distrus prin atitudinea noastră, prin ceea ce am împrumutat noi din lume și am crezut că e bun și am dat peste oameni cu părerile noastre? Știți ce ne poate duce la pocăință? Este smerenia.
Să știți că m-am gândit că Iuda n-a avut puterea asta. Să se zmerească atât de mult încât să meargă la Iisus și să-i spună că a greșit. I-a părut foarte tare rău. Că a vrut să corecteze problema față de alți oameni, dar nu de păgubit. Poate și noi vrem de multe ori să rezolvăm problemele prin alții. Spune că n-a fost chiar așa. Spune că nu am vrut să spun asta. Asta a făcut și Iuda. Petru s-a dus la sursă. A căzut la picioarele lui Iisus. Și Sfântul Petru a fost piatra pe care s-a zidit biserica. Spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar ne trebuie smerenie. Adică să renunți la ego-ul tău, la plăcerile care îți alimentează, la ceea ce știi și crezi că te-ar înjosi dacă tu ai face aceste lucruri. Dar vreau să vă spun că înaintarea și înălțarea lui Dumnezeu nu poate să vină decât prin smerenia noastră. Dacă Dumnezeu vrea să te înalțe, dacă tu vrei ca Dumnezeu să te înalțe, dacă tu vrei ca Dumnezeu să te reabiliteze, să te restaureze, tu trebuie neapărat să mergi cu atitudine de smerenie. Pentru că noi de multe ori nu avem pentru că nu cerem. Dar cerem cu gând să risipim și Dumnezeu știe. Știe. Și Dumnezeu știe și atitudinea noastră cu care mergem. Vreau să vă spun că am avut experiențe în care am rezolvat verbal cuvintele și problemele pe care le-am avut cu cineva. Dar emoțional nu s-au rezolvat. Și știți de ce? Pentru că mândria a fost tot acolo. La nivel verbal, da, n-am nimic cu tine, da, n-am nimic cu tine. Dar pocăința, regretul, faptul că s-a întâmplat niște lucruri, ele nu s-au rezolvat. De ce? Pentru că n-a venit smerenia. Și nu uitați, să fim smeriți e foarte greu. E foarte greu. E cel mai greu. De ce? Pentru că în momentul în care te smerești, calci pe eul tău, poate pe ce știi tu, pe mintea ta, pe gândirea ta, pe argumentele tale de multe ori. Dar Biblia ne spune că e singura șansă să ajungem la înălțare. Așa cum am spune că dacă vrei să ajungi la Zalău, sigur trebuie să ieși prin Baci, din Cluj. Nu există altă cale. Așa e și înălțarea noastră, așa e și scăparea noastră din probleme, smerenia. Da? Nu vă mai spun că suntem printre primele locuri la divorțuri și nu din cauza că oamenii se înșală, deși trăim într-o lume sexualizată și toate imaginile și ești la un click la orice. Și pentru că oamenii nu se mai suportă, nu se mai înțeleg, sunt prea mândri. Am auzit o afirmație de 30 de ani face aceleași greșeli, nu-l mai suport și s-au despărțit niște vecini de-ai mei. Nu mai poate să tolereze. Și spunea cineva, dar oare tu în ăștia 30 de ani, n-ai păcate care le faci de atunci și nu le-ai schimbat? Numai doar el are, sau slăbiciuni, sau neajunsuri. Oamenii nu se mai suportă și știți de ce? Pentru că își alimentează viața cu plăcere. Plăcerea alimentează mândria omului. Să știți asta. Și vreau să închei. Uite că 3 minute am trecut peste. Și ne întoarcem și spun așa, pofta noastră este pierzarea noastră. Așa ca o concluzie, ca o aplicație, să nu uitați asta. Pofta noastră este pierzarea noastră. Pofta noastră afectează și pe cei din jur, nu numai pe noi. De multe ori credem că doar noi suntem afectați. Nu, și cei din jur sunt afectați. Și pofta ne desparte de binecuvântările lui Dumnezeu. Cerem greșit, Dumnezeu nu ne poate da pentru că am cerut greșit și nu suntem binecuvântați. Al doilea aspect, la punctul 2, iubirea excesivă a lucrurilor din lume, așa cum v-am spus, este considerată o formă de adulter pentru credincios. Dumnezeu nu vrea procente din viața noastră, El vrea să fim ai Lui cu totul. Este un Dumnezeu gelos. Și am mai spus așa, binecuvântații lui Dumnezeu sunt oamenii smeriți. Credem asta? E greu să credem. Și apoi a treia parte, Dumnezeu ne cere supunere față de El și împotrivire față de diavolul. Apropierea noastră de Dumnezeu determină apropierea lui Dumnezeu față de noi. Cât de mult ne dorim să fim aproape de Dumnezeu, cu atât Dumnezeu va fi mai aproape de noi. Și căința trebuie neapărat să ne ducă la pocăință.
Dacă rămân doar regrete, nu e de ajuns. Durerile, regretele pe care le avem pentru că am dărâmat sau am stricat ceva, trebuie să ne ducă la pocăință, la rezolvarea problemei. Și vreau să vă spun ceva, nimeni nu vrea să treacă prin conflicte. Nu știu, numai un nebun își dorește conflicte. Dar Dumnezeu vrea să ne spună că un credincios adevărat poate să treacă și peste conflicte și să aibă relații bune. Pentru că opusul urii, opusul iubirii, nu-i ura, ci indiferența. Să știți asta. Dumnezeu vrea să avem relații de iubire. El nu vrea să fim indiferenți. Și atunci poți ajungi la acest nivel doar dacă reușești să parcurgi căința și pocăința. Și să stai din nou cu cel de lângă tine și asta. Poate acum nu sunteți certați cu nimeni, slavă Domnului, să nici nu fiți. Dar dați-mi voie să vă spun că o să trecem toți prin provocări ca și acestea. Și cum reacționăm determină viitorul nostru și determină veșnicia noastră. Să mă iertați pentru neputința pe care am avut-o și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să avem înțelepciunea, așa cum cred că ați învățat data trecută, am învățat și noi de la Solomon, înțelepciunea dată de Dumnezeu nu e ceva ce înveți, ci ceva ce Dumnezeu îți dă prin cuvântul lui și te luminează. Ceea ce învățăm noi aici nu e înțelepciune, asta putem învăța. Eu cred că înțelepciunea nu se învață, asta cred din toată inima. Eu cred că înțelepciunea se dă de la Dumnezeu. O citești în Biblie, Dumnezeu ți-o dă cu mână largă, dacă o ceri și ești credincios că poate să ți-o dea. Și eu cred că asta aici face diferența. Că suntem de înțelept. Suntem înțelept să alegem smerenia, să alegem rezolvarea conflictelor, sau suntem acei oameni opuși înțelepciunii care sunt nebuni, da? Care nu le pasă de ce se întâmplă în jurul lor și ei să fie bine, plăcerea lor, mândria lor. Dragilor, știți ce spune o poezie? Și asta mi-aș dori să se spună despre fiecare dintre noi. Că la final Dumnezeu te va cunoaște și din ani buni și din zile grele. Asta e frumusețea. Să fii cu Dumnezeu și în momentele grele și în momentele de neliniște, de certuri, de probleme și să alegi să rezolvi conflictele și problemele și să fii și atunci când ți-e bine. Când totul e bine, când totul ne merge bine, noi tot cu Dumnezeu să fim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Mulțumim. Mulțumim, Ionuț. Mulțumim pentru toate gândurile din seara aceasta. Prietenia cu lumea, Iacov, capitolul 4, versetele 1-10, a fost tema din această seară.